și coaliții. Îmi cer mii de scuze pentru întârziere, dar nici acum nu trebuie să nu ce-a fost în România. Acum eu aș vrea să vă spun un lucru. Nu mai departe de anul trecut, în luna februarie, rețineți, în luna februarie anului trecut, am avut o dezbatere în Parlamentul României, atunci când era foarte, foarte clar de această ordonanță 74, pe care încă de atunci am spus că este nerealistă și că, evident, va periclita un întreg sistem în care sunt cel puțin 3.000 de agenți economici, 100.000 de angajați și numai puțin de 2 miliarde de euro investiți din fonduri proprii în ceea ce înseamnă astăzi reciclarea România. Așa cum îmi spunea un coleg de-al dumneavoastră, această lege ce a avut la bază ordonanța 74 a trebuit să fie fost una coerentă, una transparentă și mai ales să fie sustenabilă. Dar din păcate, așa cum am văzut și eu și dumneavoastră, suntem în situația în care cei de la FMS sau de la Ministerul Mediului nu au putut nici astăzi, la o lună și ceva de zile de când a fost votat în Parlament, să vă ofere niște răspunsuri concrete. Acum, eu îi cunosc pe cei doi care au fost astăzi în și pe domnul președinte Bezuică și vă rog să nu-i considerați nicio secundă că nu s-ar pricepe. Numai că ei, ca și dumneavoastră, au un obiectiv. Obiectivul dumneavoastră, cred că e unde bună credință, să colectăm tot ce poate fi colectat în România și mai ales să reciclăm, au și un obiectiv, nu cred că coincide cu al dumneavoastră, acela de a face rost de bani sau transferul de bani dintr-o parte în alta, la stat. Acum, știți cum e? Am spus și atunci și domnului președinte Bezuică la dezbaterile care noi am dat votul final, eu sunt parlamentar al opoziției, am dat reprezentant Partidul Național Liberal. În decembrie, pe 4 decembrie, la dezbatere din Comisia de Mediu, am spus foarte clar că guvernul nu vrea să facă altceva decât să resusciteze, dacă mai avea ce să resusciteze, și aici mă refer la SMID-ul, efectiv, cu banii producătorilor. Suntem în situația în care astăzi, în loc să avem o atenție sporită a Guvernului și a Ministerului Mediului și a tuturor celorlalte Ministere de Sol și Ministerul Dezvoltării, să vedem cum putem îmbunătăți colectarea, reciclarea, valorificând administrația publică locală, n-am făcut altceva decât ca un părinte care este gelos, este invidios pe succesul copilului său, pe legislația pe care a funcționat până acum, să ia banii din segmentul ăsta al privatului, efectiv să ia de acolo și să investească în aceste smituri care o să vedeți, așa cum am spus-o și la dezbatere din Comisie, și în 2019 și în 2020 se vor demonstra la cât de nefuncționale ca și în 2018. Dragilor, eu vă spun un lucru pe care l-am făcut și înaintea votului din Comisie și apoi la plen. Ne-am întâlnit cu coaliția, ne-am întâlnit cu Berari, ne-am întâlnit cu România, ne-am întâlnit în dezbatere cu Camera de Comerț Romaceam, ne-am întâlnit cu foarte mulți factori implicați, în care am spus atunci că ar fi ideal, că ar fi ideal ca la dezbaterea din 4 decembrie să venim cu un punct de vedere comun pe amendamentele pe care să le susțină toată lumea. Ceea ce s-a și întâmplat. E drept, au fost cam mult. Partea proastă este că la votul din decembrie nu cred că a fost corect față de însuși sistemul, de societatea românească ca în orice guvern României, prin Ministerul Mediului, să ne ascundă faptul că ei deja aveau ordinul de ministru, care n-a fost nici o secundă, rețineți, nici o secundă discutat, dezbătut sau să fi fost informați noi, care în mod normal trebuie să reprezentăm Forul Suprem al Democrației România, Parlamentul României, despre acest lucru. Care astăzi vine și spune că cei de la stat sunt un pic mai privilegiați decât cei de la privat, adică e o politică total necongruențială. Și nu știu cum vreodată, în țara asta, privatul va putea să se bate cu însuși statul român. De aceea, și eu, ca și dumneavoastră, fac apel la acest principiu european al egalității de șanse, în așa fel încât pe o piață concurențială toți jucătorii implicați să aibă șanse egale de reușită, odată, și doi,
Eu, ca liberal, spun de fiecare dată. Cât statul român, că despre noi este vorba, este mai puțin implicat în economie, cu atât avem șanse mai mari să avem cu adevărat o economie funcțională. Singurul lucru pe care pot să vă asigur eu că îl putem face în perioada următoare și vorbesc de prisma legislativului României, este ca Coaliția pentru Economia Circulară, împreună cu toți membrii implicați în această coaliție, să facem împreună, dacă este posibil, un set de amendamente pe care să-l depunem acum, la 1 februarie, când începe noua sesiune legislativă, astfel încât să modificăm ce poate fi modificat astfel încât să nu punem pe chituci, scuzați-mi termenul academic, o întreagă economie circulară, mai ales că ești cu sesie taxă, vreau tot e taxă pentru economie circulară. Din nefericire, Guvernul României nu înțelege că prevederile acestei ordonanțe deja produc efecte și, apropo de sustenabilitatea acestei legi, mulți dintre dumneavoastră, nu știu cum vă veți întoarce astăzi acasă în urma răspunsului oferite de Guvernul României, chiar și ca păreri personale, dar vom avea de mari sincope și, evident, haosul din piața astăzi, nu știu cum va putea fi menegeriat în așa fel încât să nu trimitem, cum spunea doamna de la Suceava, nu mai uitați aici, nu știu că doamna în concediu. Îi trimiteți în concediu, se întorc înapoi, trimiteți acasă de tot, dacă statul român și guvernul nu va avea grijă de toți acești operatori economici din țară. Închid prin a vă spune că aveți în noi, și mă refer aici la mai mulți colegi parlamentari, că chiar dacă cei din arcul guvernamental PSD-ALDE, să știți că de multe ori gândesc ca noi, din păcate, orice inițiativă legislativă, ca să înțelegeți cum funcționează, când vine la comisie, prima dată, și sunt cei care au fost la dezbatere, majoritatea parlamentară întreabă dacă Guvernul României susține sau nu. Și aici răspunsul e clar. Dacă susține, trece, dacă nu susține, nu trece. Dați-mi voi să vă felicit pentru tot efortul pe care îl faceți în economia asta circulară a României și vă aștept cu mare drag și eu și colegii mei parlamentari cu inițiativele pentru modificarea acestei legi. Vă mulțumesc și să aveți mult succes în tot ceea ce faceți. Vreau să știu dacă s-a făcut un studiu de impact în legătură cu această restricție, câți angajați vor rămâne fără serviciu de la cei peste 4.000 de colectori? Nu știu dacă s-a făcut referitor la angajați, dar cu siguranță, dacă ați fost prezent la dezbaterea din 4 decembrie, la toate cele două evenimente la care au participat și Ministerul, reprezentanții Ministerului Mediului, la întrebarea dacă s-a făcut un minim studiu de impact pe ordonanța 74, răspunsul lor a fost categoric. Deci astăzi nici măcar Ministerul nu știe care este impactul rostului haos creat în sistem. Okay.